Salutare tuturor, eu sunt Armageddon și vă urez bun venit pentru un nou video din Last Day on Earth. Astăzi avem, ca de obicei, un nou raid. Avem 59 de zile și 5 ore amenințare peste bază și după acest raid, cred că o să ajungem la 60 de zile amenințare. Bun, astea fiind spuse, ne-am pregătit, avem un C4, știți că este cam criză financiară cu C4, așa că ne mulțumim doar cu un singur C4. Topoare avem de level 1, 4 bucăți, restul de level 2. De ce? Vă spun și de ce. Pentru că nu am lemn. M-am dus să iau niște lemn și, rip, nu există lemn. Bun, avem o bază a lui Dahdori. Bun, am tras un ochi pe YouTube. Se pare că există baza aceasta. Spargi un perete de piatră și după aia îți faci de cap până înăuntru. Așa că asta o să facem și noi. Ce o să găsim acolo, nu știu exact, o să vedem împreună. Bun, deci, în concluzie, topoare, rip, pentru că nu avem lemn, dar în schimb avem de level 2 și cred că este ok. Ia să facem un tur al bazei, avem cumva vreun perete de lemn, aici e piatră, na, cred că e piatră pe acolo, din câte știu eu. Totuși, știu că trebuie să folosim un C4, asta a fost, după ce m-am documentat, aici ne... Cred că avem nevoie de un C4. Ar fi bine să fie doar un singur C4, nimic mai mult. Pentru că C4 deja este pe cale de dispariție. Din ce în ce mai mult avem probleme cu C4. Și nu sunt doar eu, se pare că toți cei care raidează mult au început să aibă probleme cu C4. Înainte găseam C4 o grămadă și ne bucuram de el și bubuiam o grămadă. Am dat și câte 7 bucăți pe o singur raid. Acum, da, încercăm să ne limităm doar un singur C4, dacă se poate. Conserve goale, da, nimic mai mult, nici mai puțin, doar conserve goale. Bun, haideți să intrăm cu un C4 și uitați, mă gândesc să intru cu C4 pe aici pe lângă Dog Crate, în cazul în care are ceva loot bun acolo, să putem să-l trollăm pe The Big One în cușca de la căței. Eu așa mă gândesc. Am uitat să le iau pe domnul cățel cu mine. Am uitat să iau pe cățel cu mine. Nice! Avem cutiuța asta, putem să intrăm după, acolo este pentru apă. Stați un pic, avem un loc mai bun. Îl spargem pe acolo. Pentru că după ce spargem aici, v-ați prins, nu? Nimeni nu mai intră după noi, așa că GG. Și după aia o să putem să lutăm în voie pe acolo. Ok, ce avem pe aici, niște cufere, nice. Hai să spargem măcar unul, să vedem ce e înăuntru. Johnul e bai acolo toporul în funcțiune. Ia să vedem. Ok, niște. Nimic interesant. Hai să spargem și aici. Să vedem ce este dincoace de zid. Dincolo de zid. Așa, am înțeles-o și pe asta. Nimic interesant nici pe aici. Care e faza? Care este faza? Deci trebuie să vină și zombi, nu? Da, trebuie să vină zombi. Bun, hai să mai verificăm încă un chest. Trebuie să găsim ceva, să punem în chopper. Baza e destul de... așa da, da, bun, haideți că așa mai stăm de vorbă. 20 de telefoane, luăm și atât. Restul nu prea mă interesează ce este acolo, dar, da, măcar e ceva decât deloc. Măcar e ceva, oameni buni, măcar este ceva. Așa, acum trebuie să facem o mică mișcare, să mergem până la ciopărinul al nostru. Hai să verificăm și pe asta, și cufărul acesta, boxul ăsta, bam. Ok, haideți că... Da, nu știam exact ce și cum, pentru că... avem și un topor aici. Ce și cum este în baza asta, dar e ok. Suntem bine. Hai să luăm și... Plecăm cu arcuri acasă, dacă e nevoie. Bun, hai să consumăm din arme pe care le avem, să vină... Haideți încoace. Avem două hoarde, din câte știu. Și, ok, hai să consumăm acest satâr, pentru că deja este pe terminatele. Putem și cu pumnii, bineînțeles că da, dar hai să-l terminăm. E oricum deja terminat satârul. Așa, după care hai să luăm și maceta. Nu maceta, katana, pentru că deja și katana este terminată. Dă-i și în stânga și în dreapta, uitați-vă cum aleargă. Tot timpul este haios când aleargă ăștia așa. Și bam, am tăiat și cu katana. Ce putem să mai luăm de aici? Ce putem să mai luăm? Până luăm ceva, îl dăm cu pumnii? Ba nu, hai să luăm un Skullcrasher. Hai și cu ăsta. Bam. Avem o grămadă de Skullcrasher acasă, așa că nu contează dacă folosim pe ăsta aici. Așa, bun. Sunt mulți și hai să dăm, că dacă nu o să dureze prea mult.
Come on, come on, come on, dă-i, Johnule. Dă-i, bag acolo, bag acolo, bam. Nice. Mai de dată, bam. Nice. E interesant acest Skull Crusher. Dă damage destul de bun și dacă pui atașamentele potrivite pe el, este chiar GG. Noi încă nu avem atașamentele potrivite pe Skull Crusher, dar chiar și așa este foarte bun. Bun, hai să curățăm. Mă gândesc să-l trollăm pe... V-ați prins, nu? Pe The Big One. Dacă avem chestia asta aici, plus că avem partea cealaltă a bazei, mă gândesc din ce în ce mai mult să-l trollăm. Dar mai întâi hai să punem ceva în Cioporinio. Iar după aceea ne gândim cum îl trollăm. Avem pe colț aici un cufăr. Trebuie să verificăm și pe ăla. Trebuie să verificăm și pe acela. Ok, niște benzină, telefoane, un shotgun, arma aceasta. Probabil colosăm aici, pentru că nu am nevoie de arma aceea. Un pistol, un pistol, macetă. Hai să punem așa. Punem ăsta aici. De fapt, putem să punem și maceta în buzunar. Sau pentru orice eventualitate. Hai să luăm mai bine AK-ul. Poate, poate o să-l folosim la ceva. Bun, suntem gata, da? Cioporul este plin. Acum putem să intrăm înăuntru și să încercăm să-l trulăm pe The Big One. Trebuie cu multă atenție, dar eu zic că se poate face. Bun, înainte de toate, hai să spargem cufărul acesta. Verificăm ce e înăuntru. Bam, ia să vedem. Niște morcovei, mâncare. Nu prea ne interesează, semințe, mâncare nu ne interesează. Și aici am văzut că mai este un cufăr. Hai să spargem și pe ăsta, că după aia nu mai putem să ajungem la el. Bam, piele, ok. Acum vine încă o hoardă, dar nu ne mai interesează hoarda. Nu ne mai interesează. Acum. Hai să vedem să lăsăm pielea asta aici. Dacă o luăm cu noi sau nu, nu știu deocamdată. Dar trebuie să mai căutăm ceva să mai spargem. Și atunci, hai să spargem un zid încoace. Are o ușă, văd că aici. Hai să spargă, uitați aici, o să spargem. Hai să vedem ce este dincoace. Și o să spargem și în partea cealaltă. Ok, mai avem două cufere, asta este bine. Mai sunt două cufere, o să facem troll aici cu The Big One. Pe partea asta o să facem troll cu The Big One, nice. Asta putem să spargem, da, hai să spargem pe asta. Da, spargem pe asta pentru că nu ne mai trebuie. Eu zic că nu ne mai trebuie. Și nu mai e, da, gunoi acolo. Bun, hai să venim pe partea asta pentru că o să-l trollăm pe The Big One. Vine acum The Big One și let's go, bam! Dă-i bătaie! Ok, hai să-l așteptăm pe The Big One. V-ați prins, nu? Că de aici nu mai ieșim. De aici nu mai putem să ieșim. Hai să dăm mâncare, dăm apă. Unde e The Big One? Încă nu-l văd. Nu trebuia să vină? Ah, ok, vine. Vine și The Big One la petrecere, bun. Deci, în concluzie. Hai să vedem ce mai este pe aici, să mai căutăm. Aici, niște metal, poftim niște la schimb. Nu prea avem topoare. Nu prea mai avem topoare. Asta ar fi o problemă, dar... Bun, ca și idee, hai să vedem mai întâi dincoace, că am găsit niște cufere interesante. Hai venit încoace, domnul The Big One. Așa, hai să vedem mai întâi aici ce se întâmplă și ce o să găsim aici. Bam. Important ceva, vopsea, șuruburi, nu ne interesează. Avem șuruburi deja acasă, am adus. Mai departe, next. Nu avem, da, niște chei, nu ne interesează. Aici cred că are numai resurse. Cred că numai resurse are aici. Mai departe. Dă-ne ceva bun, de fapt, dacă mai are ceva bun în baza asta. Funii. Nu știu dacă o să iau funii, pentru că... Dar oricum, trebuie să luăm ceva. Ce o să luăm, nu știu ce o să luăm, dar mă rog. Hai să mai spargem. Trebuie să trolăm. Ok, poate luăm asta. Și mai departe, ia să vedem și aici. Și aici, și totuși... Da, din câte vă... charcoal, nice, pe asta luăm. Charcoal luăm și niște lemn, poate găsim și niște piatră. Cearcă luăm, gata, sunt mulțumit pentru raidul acesta. Uitați-vă cât cearcă l-am găsit. Nice, 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 nice. Bun, hai să mai trollăm pe The Big One. Hai, vină încoace. The Big One. Cuțu, 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 vină încoace. Hai, The Big One, come on, vină încoace. Bun, aici avem niște camere, topoare avem doar... dar stați un pic, avem un zid de level 1, ceea ce este super. Bam. The Big One. Și, ok, n-am găsit nimic interesant pe aici. O luăm roată. Cred că am niște piatră în inventar și atunci o să folosesc piatra din inventar ca să fac niște topoare până la urmă. Bun. Topurașul nostru ăsta este început. Nu știu exact cum stăm treaba. Are de level cât? Da. Posibil să fie de level 2? Posibil să fie de level 2. Hai să încercăm să spargem, să vedem ce zice. Reușim? Cred că nu ne ajunge toporul.
Posibil să nu ne ajungă toporul. Ne ajunge? Huhu, ne-a ajuns! GG, oameni buni, ne-a ajuns toporul. Ne-a ajuns toporul, măcar avem acolo încă un cufăr. Toporul ne-a ajuns. Hai să vedem în inventar dacă găsim niște pietricică. Știu că piatră trebuie să avem, așa că vom lua o piatră și mai facem un topor. Și cam asta a fost. Trebuia să fac eu asta înainte să consum de topoarele de level 2, nu? Cred că da, nu ne-a dus cerebelul să facem asta. Și foloseam topoare de level 2, le foloseam... Uitați ce piatră. Le-am fi folosit pentru a sparge zidul de level 2. Nu ne-am gândit la asta, cam târziu, dar merge și așa. Hai, veniți încoace. Ok, cum facem? Nu. E periculos să stăm pe partea cealaltă, așa că hai să spargem asta. Tot cine stă în cale nu ne interesează. Pentru că acolo la geam o să fie rip dacă stăm la geam. Așa, vino încoace de big one. Și... Așa, vino încoace, nice. Hai, dă-ne cineva, dă-ne ceva bun. Deci, ținând cont că aici este workbench-ul pentru steel plate-uri, dăm niște metal, dăm ceva bun, bam. GG, bun, super. E ok, este ok, chiar foarte bine. Deci, în concluzie, chiar foarte bine. Hai să dăm asta afară, mai facem încă un... așa, și să vedem dacă putem să mai spargem ceva pe aici, putem? Putem? Nu? Totul de level? Nu, nu se poate că nu... Nu, se pare că nu mai putem să spargem. Bun, se pare că ăsta a fost raidul nostru, din câte văd eu. Din câte văd eu, ăsta a fost raidul nostru. Acum a fost superb. Hai să aruncăm asta și asta și să luăm... Să luăm așa, luăm niște cuie cu noi, luăm și cupru, luăm cupoanele, luăm așa aluminiu și... Așa se iau cupoanele roșii. Asta. Asta e ok. Bun. Suntem gata. Cupru. Bun. Cam asta este lootul nostru. Mă bucur pentru charcoal, pentru că este foarte, foarte greu de... De fapt, nu e foarte greu, dar totuși este destul de multă muncă la el. Numai puțin tel am văzut ceva. N-am spart asta. O fi avut ceva pe aici și nu știm noi? Oh, nice. Nice. Hai să luăm și asta. Genule, lasă toporul. Ia. Bun. Ok. Numai puțin să vedem cu ce am schimbat noi. Cupoane, 20 de cupoane. Da, le las acolo. Mai bine iau resurse. De fapt, avem un... Uite așa, mai bine. Mai bine așa. Bun, cam asta a fost raidul nostru. Ia să vedem. The big one. Come on. Vino încoace. Nu cred că mai avem ceva alte cufere de spart. Deci nu prea văd alte cufere pe care aș putea să le sparg. Așa, vino încoace. Acum, ia să facem un mic troll aici. Aici nu putem, nu? Și acolo are level 2, deci nu mai avem unde să spargem. Da, rip, nu mai avem unde să spargem, așa că... Hai, veniți încoace. De fapt, trebuie să mergeți înapoi, îmi pare rău, dar am vrut doar să verific dacă putem să mai spargem alt perete. Se pare că nu putem să spargem alt perete, așa că trebuie să fugim. Bun, oameni drăguți, ăsta a fost raidul nostru. Sper că v-a plăcut. Nu am găsit loot foarte bun, totuși am găsit o grămadă de chesturi pe care le-am spart, de fapt, pe toate le-am spart. Dar nu am găsit, eu știu, ceva epic, nu am găsit, dar totuși a fost ok, așa zic eu. Pe unde ieșim? Nu mai știam pe unde să ieșim. Ok, am scăpat și de Big One. La faza asta de Big One, dacă se dea bam o carată, Jonel leșina și dispărea în bază. Mă bucur că am reușit să scăpăm de el. Bun, Zah Dori, o bază slăbuță, totuși dacă știi cum să o iei, dacă faci cum am făcut eu, poți să deschizi foarte multe cufere. Și cred că mai avea acolo, dacă am început cu workbench-urile, cred că mai avea încă vreo cameră acolo cu workbench. Ceva de lemn de piatră, probabil. Pentru că noi am găsit doar prima, unde se prelucra metalul. Dar n-am avut topoare de level 2. Ce puțin nu am gândit-o bine. Puteam să o gândesc altfel. Făceam și topoare de level 1, spăgeam cuferele, iar topoare de level 2 le foloseam pentru a sparge pereții. Dar chiar și așa, ia uitați-vă ce am adus. Macetă, un shotgun, engine, telefoane... Resurse charcoal, care este foarte important, așa că eu consider că este un raid mega, blanao, GG. La rider nu ne dăm nimic. Trebuie să le dăm ceva la rider? Bro, cred că asta a rămas de ieri, așa-i? Asta a rămas de ieri. This works, but you can have take more. Ok, deci dacă merge asta, poftim cupoanele, când nu ne interesează cupoanele. Avem destule și dealer, nu dealerul, ok. Am zis că e riderul. Dă-ne domnul Rider, unde ești? Vino încoace, bam. Hai să vedem ce task avem la Rider. Cu ocazia asta am bătut un nou record. Avem 60 de zile amenințare peste bază. Bineînțeles că suntem cam în urmă, dacă ne comparăm cu Sorche. Are în jur de 70, cred că, până acum.
Dar ne continuăm drumul, ne continuăm drumul. Ia să vedem ce zic ăștia. Bam, turete, am înțeles, asta se face. Etajul 3, spike-uri și cutiuțe. Nice, cutiuțele îmi plac. Cutiuțele se farmează ușor. Bun, oameni drăguți, ăsta a fost raidul nostru. Sper că v-a plăcut și o să vă placă felul în care am raidat baza. Și dacă o nimeriți și voi, profitați de ocazia aceasta și raidați baza. Trolați-o pe The Big One pentru că merită. Merită, merită, este un hamster. Este un hamster care merită. Bun, până data viitoare, nu uitați ca de obicei gazda voastră Armageddon împreună cu Jonel. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântate. O zi frumoasă să aveți. Pa, pa, oameni drăguți, pa, pa.